Brățara cu granate de Alexandru Cuprin. Dramatizare radiofonică de Eugen Torgașev. În distribuție Valeria Seciu, George Constantin, Alexandru Repan, Virgil Ogășanu, Victoria Mierlescu, Adrian Pintea. Regia artistică Dan Puican. Ești 1000 de ani și să rămâi mereu frumoasă și tânără așa cum ești acum. Mulțumesc, draga mea. Mulțumesc. Și aici ai un mic cadou de la mine de ziua ta. Nu știu dacă o să-ți placă. O să-ți servească drept carnețel de bal. Mulțumesc. Vai, ce minune. De unde ai găsit comoara asta, Ana? La un anticar. De fapt, de la el am luat numai scoarțele. Mi-a atras atenția această împletire a filigramului de aur pe fond de catifea albastră decolorată de vreme. Restul, filele, creionul, încuietoarea, astea le-am inventat eu. Uite, dacă privești din unghiul ăsta la mijloc ornamentul, îți creează imaginea unei spade. Am observat și eu lucrul ăsta încă de la început. Cred că sunt scoarțele unei vechi cărți, cam din secolul al XVII-lea, cred. Fantastic. Numai ție ți-a putut veni ideea asta năstrușnică să transformi în carnețel de bal o carte care poate cândva a aparținut marchizei de Pompadour sau cine știe, chiar reginei Maria Antoaneta. Bine, bine. Sunt fericită că ți-a plăcut. Acum să lăsăm antichitatea și să trecem la actualitate. Spunem, aștepți mulți invitați la masă? Nu, draga mea, nu, doar pe cei mai intimi și, bineînțeles, pe bunicuțul nostru drag, generalul Anosov. Minunat! Bunicuțul nostru scump și drag. Cred că nu l-am văzut de un secol. Sper că n-ai să te plictisești. Deși, desigur, ai prefera o mare recepție cu multă lume, cu bărbați interesanți cu care ai putea flirta. Îmi cunosc eu bine, surioară. Ai, nu fi rea. Recepțiile mari însă costă mult și depășesc posibilitățile mele actuale. Trebuie să facem economii. De aceea am hotărât să sărbătorim ziua mea de naștere în strictă intimitate, în cercul celor mai dragi și apropiați. Și unde se va servi masa? Aici, pe terasă? La început mă gândeam să servim aici. Serile însă sunt acum reci și atunci m-am răzgândit. O să luăm în sufragerie. Cele mai respectoase sărutări de mâini. Cele mai simple urări de ziua dumneavoastră. La mulți ani. Bunicuțule dragule, de sfârșit ne-ai uitat cu totul dacă nu era ziua mea. Așa e el, îl știi, doar un renumit Don Juan. Face curte la toate cuconițele, dar a uitat că mai existăm și noi. Stați, fetelor. Nu mă certați degeaba. Nu sunt vinovat cu nimic. De vine sunt numai doctori ăștia ninorociți. Toată vara am scăldam reumatismul prin fel de fel de ape făcătoare de minuni și nu mă lăsau să mă duc nicăieri. Voi sunteți primele la care am venit. Și ia spuneți-mi mai bine, ce mai faceți voi? Cum vă mai distrați? Tu, Veronica, arăți ca o adevărată lady. Vai, vai, ce semen cu răposata ta, maică. Iar tu, Ana, tu nu te-ai schimbat deloc. Dar deloc. Și la bătrânețe tot așa ai să rămâi. Neastă împărată și strângară. Poftim la masă, domnilor. Cine e amator să facă o partidă de poker are la dispoziție mesele de joc pregătite în salon. Coniță, Coniță, vă caută cineva. Cine dașa? Un comisionar, Coniță. A venit la bucătărie, a pus pe masă pachetelul ăsta și mi-a spus să-i dai stăpânei dumitale, însă numai ei. Eu l-am întrebat, de la cine? Mi-a răspuns, scrie acolo. Și-a șters-o, Conița. Fugi după el și adu-l aici. Dar de unde să-l mai găsesc? Asta a fost acum o jumătate de oră, în timpul mesei. Și n-am vrut să vă deranjez, știți? Da, bine, bine, bine. Poți pleca. Bine. Ce-i asta? O cutiuță de catifea roșie?
o brățară și un bilețel. Dar ce stranie e brățara asta. Și ce montură de prost gust. Cred că e dintr-un metal de cea mai proastă calitate. Schimb pietrele astea roșii. Cred că sunt granate, da. Dar sunt superbe. Și piatra asta verde, înconjurată de 5 granate capușoane. Ce stranie lumină e în ea. Parcă se aprind niște flăcări roșii ca niște picături mari de sânge. Da, am uitat de bilețelul ăsta. Ia să văd ce scrie în el. Poate că în felul ăsta am să aflu cui a venit în minte să-mi facă un asemenea cadou straniu. Mult stimată prințesă Vera Nicolaevna, felicitându-vă respectos de ziua dumneavoastră, îndrăznesc să vă fac acest modest dar. Trebuie să vă spun însă că n-aș fi îndrăznit pentru nimic în lume să aleg eu acel obiect pe care să vi-l dăruiesc. Pentru asta n-am nici dreptul, nici gustul îndeajuns de rafinat și mărturisesc nici atâția bani. Vă ofer însă prea supus ca dar o brățară bătută cu granate în argint, brățară ce a aparținut bunicii mele. În mijloc veți observa o piatră mai mare. E un granat verde care, după cum spune tradiția păstrată în familia mea, îi protejează pe bărbați de moarte violentă, iar pe femei de gânduri negre. Vă implor să-mi iertați îndrăzneala, puteți să aruncați sau să dați altcuiva această jucărie ridicolă. Eu sunt fericit să știu că ați ținut-o în mâinile dumneavoastră. Mă cuprindea rușine amintindu-mi cum, în urmă cu 7 ani, vă scriam niște scrisori de dragoste stupide și deplasate. Acum în sufletul meu n-a mai rămas decât un sentiment de venerație, de adâncă admirație și de neclintit devotament. Nu pot decât să vă urez multă fericire, să mă bucur știindu-vă pe dumneavoastră fericită. N-am mai păstrat nici sentimentul de invidie față de alte persoane sau lucruri care vă înconjoară. Vă cer încă o dată iertare pentru deranjul pe care vi l-am pricinuit cu această lungă și inutilă scrisoare. Al dumneavoastră sclav credincios până și după moarte, ce se și... Ce să fac eu cu toate astea? Să-i arăt lui Vasili sau nu? Mai bine să-i arăt după plecarea musafirilor. Vasili, te rog, arată-ne, arată-ne ce mi-ai scris în albumul tău. Ai un talent nemaipomenit de a lua din viață o întâmplare oarecare și de a o descrie în desene și texte într-o formă atât de umoristică. Hai, Vasili, hai, Vasili, te rog. Bine, dacă bine, bine, nu știu ce să vă arăt. Vreți, de exemplu, să aflați despre amoroasele aventuri ale bravului general Anosov petrecute în țări îndepărtate? A, sau vreți aventurile cumnatului meu Nicolae la Monte Carlo? Dar gata, știu, vreți mai bine să aflați cea mai recentă întâmplare prezentată deocamdată numai sub formă de desene. Textul urmează și intitulată Prințesa Vera și telegrafistul amorezat. Asta e ceva nou, e pentru prima oară ca urmă. Ce e ultima noutate? Atențiune, atențiune, iată, într-o zi Duduița Vera primește prin poștă o scrisoare purtând în colț imaginea a doi porumbei care se sărută. Scrisoarea începe astfel. O minunată blondă, tu care ai aprins flacăra în sufletul meu, tu ale cărei priviri mi-au înțepat sufletul sfâșiat, asemenea limbii unui șarpe veninos. Mă rog, și așa mai departe. Te rog, Vasili, lasă. Stai, uitați să vă arăt. Aici este inima Verei străpunsă. Asta e inima și asta e săgeata. Dar ea, ca o fată bine crescută, îi arată această scrisoare logodnicului ei, tânărul Vasili Shein, care e gata să-i restituie verigheta și îi spune:
Ești o copilă, Vera. Tu nu cunoști viața. Să știi că telegrafiștii sunt niște seducători foarte perfizi. E, și trece o jumătate de an. Vera se mărită cu Vasili, dar telegrafistul n-o uită. O urmărește peste tot. Vine la ea travestit în coșar. Ba se angajează în casa ei deghizat în bucătar. Dar din cauza intrigilor valetului e nevoit să-și ia tălpășița. Nu are nimic adevărat. Ce să vă spun acum mai departe? E numai fantezia. Ia uitați aici. Iată, aici e. Uitați aici. Și telegrafistul nostru e aici, care a ajuns la ospiciu. Ei, ce se face? Iar din coace, cine credeți că e? Cine? Păi tot el e. Tot el. De la, da, exact, la mănăstire, în straie de călugăr. În fiecare zi trimite Verii scrisori pătimașe. Ah, poftim, iată. Iată aici o mostră de o asemenea scrisoare. Ia uitați. Petele. Petele astea aici. Asta, sunt locul unde au căzut lacrimile lui. În sfârșit moare și îi lasă Verii prin testament doi nasturi de la uniforma lui de telegrafist și o sticluță de parfum plină, plină cu... cu lacrimi. Bine că ai terminat. Domnilor, cine vrea ceai? Pe mine, pe mine vă rog să mă iertați. Trebuie să mă retrag. Bună seara, domnilor. Vă urez în continuare petrecere frumoasă. Mulțumesc și eu să te conduc, bunicuțule. Și eu, și eu. Vasili, da. Fii în dormitor și vezi acolo în sertarul toaletei mele. E o cutie roșie. În ea e o scrisoare. Citește-o. Să citesc? Da. Bunicuțule, nu te-am văzut de atâta timp. Hai să stăm aici puțin în hol, e liniște. Da, da, da. Să ne povestești ce ai mai făcut. Da, te rog și eu, bunicuțule. Să stăm, dragile mele. Mi-e drag și mie să mai stau cu voi până îmi vine trăsura. Uite, uite aici, mai da. Stai jos. Stăteam, vă ascultam și mă gândeam de ce la orice petrecere aproape două treimi din conversații sunt numai despre dragoste. Constat totuși că în timpurile noastre oamenii nu mai știu să iubească cu adevărat. De altfel, nici pe timpul meu nu știau. De ce vorbești așa, bunicuțile? Dar ai fost și dumneata însurat. Înseamnă că ai iubit. No, nu înseamnă nimic. Tu știi cum m-am însurat eu? Am cunoscut într-o seară o fetiță tinerică, cu gâtul alb și fraged și cu niște gene lungi, lungi. La început mă privea pe furiș și se înroșea când îi acordam atenție. Mai târziu, când am început să-i vizitez familia, au urmat în vestiar la plecare niște îmbrățișări perfurate, dar tăticul și mămica ei te spionează, mi se spunea. Și într-o zi i-am cerut părinților mâna. Dragul nostru, am bănuit noi de mult lucrul ăsta, îmi spuneau ei. N-avem nimic împotrivă, etc., etc. Și să ai grijă de comoara noastră, mi-au spus. Da. Trei luni după căsătorie, această comoară a început să umble prin casă, ciufulită, într-un capod murdar și se certa cu bucătăreasa ca o țață, avidă și hăpăreață, mincinoasă. Și apoi... apoi n-au trecut nici 2 ani și a fugit cu un actoraș nenorocit. Bine cel puțin că n-a durat prea mult povestea asta. Ea e iertat însă tot, bunicuțule? A, iertat nu-i cuvântul cel mai potrivit. La început eram furios, umblam ca un nebun. Eram gata să-i omor pe amândoi, dar pe urmă mi-a trecut și n-a rămas nimic decât un sentiment de dispreț. Mai bine așa. Și totuși nu sunt de acord cu dumneata, bunicuțule. De ce generalizez cazul dumitare? Uite, ia-ne de exemplu pe noi, eu și Vasili. Vera. Oare nu e asta? Ce? Oare nu e asta o căsnicie fericită? Poate că e. Poate că e, să zicem, o excepție. Dar eu vorbeam de o dragoste dezinteresată, pătimașe, plină de abnegație, care nu cere nicio recompensă, despre ceea ce se spune că e mai tare ca moartea. Pricepi? O dragoste pentru care omul e gata să săvârșească orice sacrificiu, să-și dea viața, să suporte orice fel de chin. Tu și cu Vasili, voi vă iubiți liniștit, corect? Eu însă mă gândeam la o altfel de dragoste.
Înțelegi, o dragoste pătimașă, învăluită în cel mai mare mister din lume. O dragoste care nu e legată de niciun fel de comoditate, de calcule sau de compromisuri sau... Și-ai întâlnit vreodată o asemenea iubire? Nu. Dar cunosc două cazuri care pot spune că se aseamănă puțin cu așa ceva. Dacă, da, dacă vreți, eu am să vi le povestesc. Da, da, pe scurt. Bine. Atunci ascultați. Un colonel din divizia noastră avea o nevastă urâtă foc. Slabă, de ei se vedeau oasele. Un păr roșu și lung ca o prăjină. Iar gura de era ureche la alta. Ce mai era, o pocitanie. Dar în schimb avea un temperament foc, nu altceva. Un fel de mesalină. Și colac peste pupăză mai era și morfinomană. Și iată că într-o bună zi e repartizat la regimentul soțului ei un sublocotenent tinerel. Avea ieșit din școala de ofițeri. Un puști. N-a trecut nicio lună și aschimodia asta, bătrână, a și pus mâna pe el. L-a transformat într-un sclav. E ceva îngrozitor să vezi că un băiețaș curat și nevinovat își așterne prima lui dragoste la picioarele unei desfrânate bătrâne, experimentate și ambițioase. Au trecut câteva luni și... Și? Plictisindu-se de el, ea s-a întors la unul dintre foștii amanți. E, să-l fi văzut pe copilul acela cum suferea, cum se chinuia, slăbise și parcă se și negrise. Nopți de-a rândul stătea sub ferestrele ei. Sărmanul băiat. Într-o seară, după o petrecere la iarbă verde, lumea se întorcea acasă. Cei mai mulți mergeau de-a lungul terasamentului de cale ferată. Deodată apare un tren de marfă. Mergea încet și fluiera. Când s-a apropiat de grupul nostru, ea îi șoptește sublocotenentului: îmi spui mereu că mă iubești, dar dacă ți-aș cere să te arunci sub roțile trenului ăstuia, precis nu te-ai arunca. El n-a răspuns nimic, dar a alergat și s-a aruncat sub roțile locomotivei. Putea să-l fi omorât pe loc dacă cineva nu l-ar fi tras înapoi. Dar sublocotenentul nostru se ținea atât de tare cu mâinile de șine încât n-a putut să fie desprins de ele și trenul i-a tăiat ambele mâini. Îngrozitor! Vai, ce oroare! Și sublocotenentul n-a fost nevoit să-și părăsească cariera. A rămas invalid de ambele mâini. Până la urmă a pierit, a devenit cerșetor, a murit înghețat pe o stradă undeva în capitală. Da. Și celălalt caz? De data asta e vorba de o femeie. Cam la fel ca aceea de dinainte, numai că aceasta era tânără și frumoasă. Avea un comportament însă groaznic. Tot timpul încurcată, când cu unul, când cu altul, fără niciun fel de rușine. Iar soțul ei îi ierta totul. Da. Și așa, de la un iubit la altul, a ajuns să se încurce cu un locotenent subaltern al soțului ei. Și așa o duceau toți trei la un loc. A venit războiul, mobilizarea, regimentul lor a fost trimis pe front, soțiile ofițerilor s-au dus la gară să-și conducă soții, s-o fi văzut atunci pe ea. Nici nu se uita la soțul ei. Nu, s-a agățat de gâtul iubitului, iar când s-a anunțat plecarea trenului și ofițerii s-au suit în vagoane, i-a strigat fără niciun fel de rușine soțului ei: ven să ai grijă de Volodia, iar dacă îi se întâmplă ceva copilului, să știi că plec de acasă pentru totdeauna. Iau și copiii cu mine. Și? Și ce-a făcut soțul ei? Închipuieți, acest bărbat, ofițer curajos, un erou, pot spune, rănit de două ori, umbla ca o doică după iubitul soției sale, îl înlocuia în misiunile cele mai periculoase, iar noaptea îl acoperea cu mantaua sa. Era, măi, fetelor, era ceva rușinos, încât toți camarazii lui au răsuflat ușurați când locotenentul ăla a murit într-un spital de febră tifoidă. Dar vreo femeie, o femeie care să fie iubit cu adevărat, ai întâlnit vreodată? Da. Ba, mai mult, sunt convins că orice femeie, atunci când iubește cu adevărat, este capabilă de gesturi extraordinare. Pentru o femeie, dacă iubește cu adevărat, dragostea reprezintă tot sensul vieții ei, întregul univers.
Și nu-i vina ei dacă dragostea ia uneori forme vulgare, se transformă în aranjamente comode sau într-o simplă distracție. Nu, nu, nu. În asemenea caz, numai bărbații sunt de vină. Bărbații sunt de vină, incapabili de afecțiune, de adorație, sătui și dezgustați de viață încă din primii ani ai tinereții. Spune-mi sincer, Vera, nu așa că orice femeie în adâncul inimii ei visează o mare dragoste, unică, atot iertătoare, gata la orice, modestă și devotată până la abnegație? Așa e, bunicuțule. Spune-mi, Vera, dacă vrei, bineînțeles. Da. Ce-i cu povestea asta cu telegrafistul despre care vorbea Vasile? Ce-i adevăr și ce-i fructul fanteziei lui? Chiar te interesează așa de mult? Vrei neapărat să știi? Numai dacă vrei, dacă vrei, Vera. Dacă ți-e neplăcut. Bine, bine, am să-ți povestesc. Că? Cred că e un smintit. A început să mă urmărească cu dragostea lui cu 2 ani înainte de a mă căsători cu Vasile. Da, nu l-am văzut niciodată. Și nici nu știu cum îl cheamă. Își semna scrisorile doar cu 3 litere, GSJ. Dintr-o scrisoare pe care mi-a trimis-o, am dedus că e un mic funcționaraș la vreo instituție oarecare. La început scrisorile lui erau cam vulgare și pătimașe, deși mi se păreau în același timp străbătute de puritate. Într-o zi, plictisită de insistențele lui, i-am scris fără ca cineva dintre ai noștri să știe ceva și l-am rugat să înceteze cu declarațiile lui amoroase. De atunci scrisorile lui au devenit foarte rare. Îmi scrie doar de anul nou sau de ziua mea. Iar astăzi am primit de la el o scrisoare de felicitare foarte stranie. Da, însoțită de o brățară banală de argint, încrustată însă cu niște granate asemănătoare unor picături de sânge. Brățară care susține el a aparținut străbunicii lui. Da. Asta ar putea să fie un ins anormal, un maniac sau cine știe. Poate că în viața ta a intervenit tocmai acea dragoste pe care o visează femeile și de care nu toți bărbații sunt capabili. Da, parcă se apropie niște lumini. Se vede că e trăsura mea. La revedere, fetițele mele dragi. La revedere. O să mai viu pe la fetițe. Insistat mereu și insist și acum să puneți capăt acestei corespondențe stupide dintre Vera și maniacul acela. Nicolae, uite-te. Voi însă vă distrați cu ea ca niște copii. Vi se pare că nu e decât ceva ridicol, dar este la mijloc reputația sorei mele și nu pot fi indiferent. Uite că a venit și Vera. Auzi, Vera. Da. Tocmai vorbeam cu Vasile despre nebunul ăla care îți scrie mereu pe SSG sau nu mai știu cum îl cheamă. Eu însă consider corespondența asta vulgară și obraznică. Nu înțeleg să le cer socotește al meu. Bine, bine, am greșit, îmi cer iertare. De fapt, nu vreau să spun decât că trebuie să se pună capăt prostiilor astora. Altfel și tu, Vasile, și tu, Vera, o să deveniți ridicoli în fața societății. Uite, eu asta nu văd cum și de ce. Închipuiți-vă că fleacul ăsta, uite, fleacul ăsta de brățară rămâne în casa noastră sau i-o dați cameristei voastre. Păi atunci cretinul ăsta se va lăuda peste tot în fața colegilor și prietenilor lui că îi trimite prințesei Vera și în fel de fel de cadouri. Dacă îl încurajați, mâine o să vă trimite un inel cu diamante, poimine un colier de perle și într-o bună zi ajunge pe banca acuzaților pentru delapidări. Iar prințul și prințesa Shane vor fi târâți la tribunal în calitate de martori. Frumoasă situație, nu? N-am ce zice. Are de toate. Nu, trebuie să-i trimitem înapoi brățară, neapărat. Da, și eu cred asta. Și cât se poate de repede. Repede, cum? Da. Nu-i cunoaștem nici numele, nici prenumele, nici adresa. Le aflăm. Știm că e funcționar la o instituție de stat și cunoaștem inițialele. Da. Chiar mâine, în calitatea mea de procuror, voi chema la mine agenții de siguranță și am să le cer să cerceteze listele nominale ale funcționarilor din instituțiile de stat și să identifice astfel pe cel cu inițiale G,
CJ. Într-un cuvânt, mâine până la prânz o să știm precis și adresa și numele acestui impertinent și chiar și orele la care poate fi găsit acasă. Așa că îi vom putea restitui chiar mâine comoara asta lui și vom lua și măsurile necesare ca să nu ne mai reamintească de existența lui. Da, uite, asta nu zic. Ce ai de gând să faci? Am să mă duc la guvernator și am să-l... Nu, auzi, aici te rog eu, nu, la guvernator, nu. Știi bine, doar că nu ne agreiem. Nu. Doar nu vrei să devenim ridicole acum și... Da, bine. Atunci o să mă duc la colonelul de jandarmi. Mi-e prieten. Am să-l rog să-l gene pe acest Don Juan și să-l beșelească. Te rog, fără jandarmi. Vera, de fără jandarmi. Nu. Cel mai bine ar fi să nu amestecăm persoane străine în treaba asta. Încep zvonuri, bârfe, nu. Mai bine ar fi să mă duc eu. Mă duc eu la acest tânăr, da, eu. O să-i restitui brățara lui și o să-i trag și o săpuneală zdravă. Nu, mergem împreună. Tu ești prea moale. O să mă lași pe mine să vorbesc cu el. Ei, și acum, dragii mei, iertați-mă, dar trebuie să mă retrag. Nu știu de ce, dar mi s-a făcut milă de nenorocitul ăsta. Stai puțin, lasă-mă să-mi trag sufletul, stai. E al șaselea etaj, nu-i glumă. Nicolae, nu știu zău dacă facem bine. Și un întuneric pe scara asta, aprinde măcar un chibrit să vedem ce scrie pe ușa asta aici. Ia să vedem ce e, uite. Ia, ce e? Da. Domnul Jeltcov este acasă? Da, e acasă. Poftiți pe aici. Prima ușă la stânga. Intră. Dacă nu mă înșel, domnul Jeltcov. Da, Jeltcov, îmi pare bine. Dați-mi voie să mă prezint. Am spus că nu m-am înșelat? Da. Vă rog să luați loc. Mulțumesc. Mersi. Nu rămânem decât câteva minute. Domnul e prințul Vasili Shein. Numele meu este Dugan Baranovski, procuror adjunct. Problema despre care vreau să discutăm îl privește în egală măsură atât pe cumnatul meu, cât și pe mine, sau, mai bine zis, pe soția prințului, care este sora mea. Sunt la dispoziția dumneavoastră. În primul rând, dați-mi voie să vă restitui această brățară. Și v-am rugat ca asemenea surprize să nu se mai repete. Vă cer iertare, îmi dau seama că sunt vinovat. Nu știu, îmi permiteți să vă ofer un pahar de ceai? Mă bucur, domnule Jeltcov, că sunteți un om înțelegător și nu ne puneți în situația de a vă da mai multe explicații. Sper că o să ne înțelegem dintr-un cuvânt. Dacă nu mă înșel, urmăriți pe prințesa Vera de vreo 7-8 ani. Da, cam așa. Până acum nu am luat niciun fel de măsuri împotriva dumneavoastră, deși, cred că sunteți de acord, am fi putut sau chiar ar fi fost necesar să le luăm, nu-i așa? Da, sigur. Dar, trimițând această brățară cu granate, ați depășit limitele răbdării noastre, domnule, mă înțelegeți. Da. N-am să vă ascund că primul nostru gând a fost să ne adresăm autorităților. Iertați-mă, cum ați spus? Ați vrut să vă adresați autorităților? Chiar așa ați spus? Deci, ați vrut să cereți ajutor autorităților? Și mai departe? Da. Și oricând vom putea recurge la această măsură, e inadmisibil să vă introduceți într-o familie străină. Nu vă supărați că vă întrerup. Vă rog să-mi permiteți să vă spun până la sfârșit ceea ce aveam de spus. Cum doriți, poftiți, vă ascult. Vreau să-i spun câteva cuvinte prințului Shein. Vă rog, da, vă ascult. Prințe, acum și aici s-a evit cel mai greu moment din viața mea. Spuneți. Trebuie să vorbesc cu dumneavoastră fără niciun fel de convenționalitate. Vreți să mă ascultați? Acum sunt sigur, vă ascult. Nicolae, te rog foarte mult să lasă. Mă rog. Așa, poftiți, vă ascult. Mi-e greu să vă spun, de dar... ce? Spuneți-mi. O iubesc foarte mult pe soția dumneavoastră. Cei 7 ani de iubire politicoasă și fără speranță
Îmi dau însă dreptul să spun aceasta. Sunt de acord că înainte de a vă căsători cu dânsa, îi scriam prințesei Vera niște scrisori ridicole și chiar așteptam ca ea să-mi răspundă. Recunosc și că ultimul meu gest de a trimite această brățară a fost o prostie și mai mare, dar vă privesc în ochi și simt că dumneavoastră o să mă înțelegeți. Îmi dau seama că niciodată n-am să fiu capabil să nu mă iubesc. Spuneți-mi, ce ați putea face pentru a pune capăt acestui sentiment? Să mă expulzați într-un alt oraș? Să mă trimiteți la închisoare? Nici acolo nu voi înceta să o iubesc și să-i reamintesc că exist. Nu mă rămâne decât moartea. Dumneavoastră o doriți? Eu vreau să în loc să vorbim concret, dumneavoastră ne îndrugați aici niște versuri în proză de prost gust, domnule. Problema este clară. Vă propunem să renunțați la urmărirea prințesei Vera. Să știți că, în caz contrar, vom lua măsuri pe care ni le permit situațiile, funcțiile și relațiile noastre. Prințe, îmi permiteți să lipsesc câteva minute? Vă spun sincer, vreau să-i telefonez prințesei Vera. Poftim. Mulțumesc. Nu se poate așa, Vasilii. De ce? Te-am prevenit doar că fondul problemei am să-l discut eu. Iar tu ce ai făcut? Te-ai muiat și l-ai lăsat să ne îndulge tot felul de baliverne despre iubirea lui. Stai. Puteam să lichidez totul în două cuvinte, fără nicio melodramă. Stai puțin, că totul se va lămuri. Stai puțin, vezi tu, Nicolae, eu simt că omul ăsta e incapabil să mintă. Dar tu crezi că el e vinovat de iubirea lui? Crezi că dragostei îi poți impune ceva? Da. Mi-e milă de omul ăsta. Și nu numai că mi-e milă de el, dar chiar am impresia că asist la o mare tragedie. Și nu pot să fac pe bufon în fața lui. Nu pot. Eu nu te mai înțeleg deloc, Vasilii. Nu te mai înțeleg. Alo? Vă rog. Aici este autorul scrisorilor pe care le primiți și cel care v-a trimis brățară. Vă implor, ascultați-mă o clipă. O clipă. O singură întrebare. Îmi dați voie să rămân în acest oraș ca să vă pot privi din când în când din depărtare, fără ca dumneavoastră să mă vedeți? Dacă ai ști ce plictisite sunt de toată povestea asta, te rog, termin odată și dispar din viața mea cât mai repede. Acum am terminat. Acum totul s-a sfârșit. Prințesa Vera nici n-a vrut să stea de vorbă cu mine. Vă promit că începând de mâine nu o să mai auziți nimic de mine. O singură îngăduință vă cer, prințe Vasilii. Deoarece de-a lungul anilor am delapidat din banii statului, va trebui să dispar din acest oraș. Înainte de asta vă rog să-mi permiteți să îi scriu prințesei Vera pentru ultima dată. Nu. Dacă s-a terminat, atunci s-a terminat definitiv și nu mai e nevoie de niciun fel de alte scrisori. Te rog. Bine. Scrieți. Asta este tot ce vă cer. Și repet, nu o să mai auziți de mine și, bineînțeles, nu o să mă mai vedeți niciodată. În viața mea a intervenit ceva îngrozitor. Bănuiesc că tu și Nicolae n-ați procedat așa cum ar fi trebuit. Vera, când l-am cunoscut, l-am văzut și l-am ascultat, am văzut clar că omul ăsta era sincer. De ce vorbești la trecut? De ce vorbești la trecut? Da. Citește aici. E ziarul de azi. Da. Aici, mai jos. Acolo. Fapte diverse. Exact. Ieri seară s-a sinucis un funcționar la administrația financiară pe nume G.S. Jeltkov. Din primele cercetări rezultă că mobilul sinuciderii
se datorește faptului că numitul a delapidat o importantă sumă de bani. Același lucru rezultă și din scrisoarea pe care a lăsat-o sinucigașul. Deci a murit. Da, Vera, a murit. Nu știu de ce, dar presimțeam de mult că o să-și pună capăt zilelor. Și mă gândesc tocmai la acest sfârșit tragic. Ce-a însemnat el? Iubire sau nebunie? Sunt sigur că te iubea cu adevărat, te divinizau. Când am fost la el, l-am privit atent, i-am observat fiecare gest, fiecare trăsătură a expresiei feții. Mi-am dat atunci seama că pentru el viața n-are nicio rațiune. Aveam impresia că a asist la o enormă suferință care nu putea să ducă la un alt deznodământ și că am în fața mea un om aflat deja pe patul de moarte. Nu știam nici cum să mă comport, nici ce ar fi trebuit să fac în situația asta. Vera, te rog să mă crezi, eram pur și simplu... Da, și bunicuțul Anosov spune: da, cine știe, Vera, poate că în viața ta a intervenit o dragoste adevărată, plină de abnegație. Coniță? Da. Coniță, poștașul a adus o scrisoare. Dă-o încoace. Poftiți, poftiți, Vera. Bine, bine, poți pleca. Nu sunt cu nimic de vină că soarta mi-a hărăzit ca o enormă fericire iubirea mea pentru dumneavoastră. Știam de la început că dragostea mea n-are nicio șansă, dar asta nu m-a putut niciodată împiedica să vă iubesc. Ce puteam să vă ofer eu? Sărăcia mea? Prestanța unui obscur post de slujbaș din care abia am ce mânca? Mi s-a părut firesc când am aflat că vă căsătoriți cu frumosul și bogatul prinț Vasilii Shein. Dacă vă stă în putință, iertați-mă. Iertați-mă îndrăzneala că v-am iubit. Astăzi voi pleca undeva de unde n-am să mă întorc niciodată și pe viitor nimic nu vă va reaminti de mine. Poate că o să vă par ridicol, mi-e rușine și că v-am trimis spre țara, dar ce pot să fac acum? A fost o greșeală. Mai sunt 10 minute și voi pleca. Vă rog să puneți pe foc această scrisoare, așa cum am ars și eu tot ce am avut mai scump, programul pe care l-ați uitat la un concert, o batistă pierdută și bilețelul prin care mi-ați interzis să vă mai scriu. Dacă ați ști de câte ori le-am strâns lângă inima mea, acum însă totul s-a sfârșit, irevocabil. Un singur lucru v-aș ruga, din când în când, dacă vă este posibil, să vă amintiți de mine, de omul pentru care toate frumusețile pământului s-au întruchipat în ființa dumneavoastră. Și dacă o să vă amintiți de mine și pentru că iubiți muzica, să cântați sau să-i cereți cuiva să vă cânte la pian sonata a doua de Beethoven. Vreau să termin această scrisoare și nu știu cum. Cred că mulțumindu-vă din tot sufletul pentru faptul că ați fost unica bucurie a vieții mele, vă doresc să vă bucurați din plin de fericire. Ce se și... Vasilii, te super dacă am să mă duc acolo să-l văd. Nu, deloc, Vera, nu. M-aș duce și eu, dar... Doamnă. La domnul Sheltkov. Poftiți. Poftiți, poftiți. Prima ușă la stânga. Îmi dați voie să stau puțin pe scaun? Da, vă rog, vă rog. Am obosit urcând scările. Da. Sunt o cunoștință a fostului dumneavoastră chiriaș. Vă rog, povestiți-mi despre el. Ah, ce tragedie, doamnă. Ce tragedie! Și ne-a părăsit așa, pe neașteptate. De ce a făcut asta? De ce a făcut-o? Chiar dacă, să zicem că a delapidat niște bani, putea să-mi spună.
Vă închipuiți că nu sunt bogată dacă închiriez o cameră mobilată. Totuși, 600-700 de ruble aș fi putut strânge să acopăr banii aceia. Deși vorbesc unii că aici se ascunde ceva, un mister, în orice caz un fapt ieșit din comun. Se pare că unul din colegii lui l-a văzut înainte cu o zi de sinucidere arzând o sumă de bani. A povestit asta și ceilalți l-au sfătuit să-și schimbe ochelari. Un om sărac care dă foc unui pachet de ruble. Cine a mai pomenit? Pentru că apoi să mărturisească înainte de moarte că a sustras o sumă de bani. Dar știți, nu mai înțeleg nimic. Dacă ați ști, doamnă, dacă ați ști ce om minunat era. 8 ani a stat la mine. Nici nu-l consideram chiriaș, ci ca pe propriul meu fiu. Povestiți-mi despre ultimele lui clipe. Ce făcea? Să vedeți, doamnă. Despre ce vorbea? Să vedeți. Au venit la el 2 domni și au stat mai mult de vorbă. Pe urmă, el a fugit să telefoneze. După ce domnii aceia au plecat, el mi-a spus că au venit să-i ofere postul de administrator al unei moșii. Era însă foarte trist. Pe urmă s-a așezat și a început să scrie o scrisoare. S-a dus o pune la cutia poștală. S-a întors și deodată a avut un pocnet. Dar parcă era un pocnet făcut așa de un revolver jucărie. N-am dat nicio atenție zgomotului. La ora 7 obișnuia să bea un ceai. Am bătut la ușă. Niciun răspuns. Am mai bătut odată. De 2 ori, nimic. Când am deschis ușa, el era mort. Aș putea să-l văd? Da, vă rog, poftiți pe aici. Dacă vreți, vă las singură cu el. Liniștit doarme. Pare mulțumit și senin. Ca și cum înainte de a se despărți de lume a deslegat marele mister al vieții lui. Bunicuțul avea dreptate. Da, acum îmi dau seama că acea iubire pe care o visează orice femeie, acea iubire neobișnuită, a trecut pe lângă mine. Scumpă doamnă, îmi dau seama că dumneavoastră nu sunteți ca toate celelalte care au venit aici din curiozitate. Dar să vedeți, mi-amintesc că după plecarea celor 2 domni mi-a spus: dacă se va întâmpla să mor și să vin aici o doamnă care ți se va părea altfel decât toate celelalte, atunci te rog să-i dai acest bilet. Te rog. Ludwig van Beethoven, sonata numărul 2, largo appassionato. Doamne. Iertați-mă. Dar moartea acestui om m-a impresionat atât de tare încât nu m-am putut reține. Bună ziua, draga mea! Bună ziua, Jenny! Știi, am venit să te văd și n-am găsit pe nimeni acasă. Nici pe Vasile, nici pe Nicolae sunt plecați în oraș. Da. Și atunci am hotărât să stau singură să te aștept. No, ce bună ești tu, Jenny! Te rog, cântăm ceva la pian. Da, sigur!
Sunt sigură că o să ghicească ce vreau să-mi cânte. Am să te îmbrățișez prin sunete tandre, așa cum am primit cu bucurie chinuri, suferințe și moarte, fără lacrimi, reproșuri și ambiții. În această ultimă oră mi-aduc aminte de orice pas al tău, de surâsul tău, de privirea ta. Ultimele mele amintiri sunt pline de o tristețe liniștită, dar nu vreau să-ți pricinuiesc durere. Plec singur, tăcut, așa cum a vrut destinul meu. Și pentru mine viața ar fi putut să fie frumoasă. Nu te revolta, sarmala mea inimă. Plecând din viața asta, nu mă gândesc decât la tine, dragostea mea. E timpul să plec. Bat ultimele mele clipe. Iată se apropie și sfârșitul care potolește toate dorințele și suferințele. Și în acest moment suprem îmi îndrept gândurile către tine, iubirea mea. Cred că hai să-ți mai aduci aminte de mine. Nu plângi. Mă dor lacrimile tale. Liniștește-te, te rog. Somnul meu e atât de dulce. 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 Vera. Vera, ce-i cu tine? Vera, de ce plângi? Vera. Nu trebuie să plâng. Acum simt că m-ai iertat. Îți mulțumesc. Ați ascultat Brățara cu granate de Alexandru Cuprin. Dramatizare radiofonică de Eugen Torgașev. Distribuția a fost următoarea: Vera, Valeria Seciu; Ana, Valeria Gagealov; Anasov, George Constantin; Vasili, Virgil Ogășanu; Nicolai, Alexandru Repan; Jelkov, Adrian Pintea; gazda, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Jenny, Catrinel Paraschivescu; camerista, Ileana Șerban. În alte roluri, Candid Stoica, Gheorghe Novac, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, George Marcu. Asistența tehnică, Coca Gheorghe, Șani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.